Nu mai am loc să desenez. Stai, mi-am folosit toate foile? Oh, nu, nu mai pot să desenez. Mama! Ești ok, scumpo? Am rămas fără foi. Stai liniștită, privește! O să dau cu fierul de călcat pe foaie și cerneala o să dispară. Wow, vrăjitorie! Acum pot să desenez. Mersi, mama! Nicio problemă, scumpo! Haide, desenează ceva frumos! Uită-te la păpușa mea, mami! E drăguță, draga mea! M-am plictisit acum! O să mă joc cu ursulețul ăsta, în schimb! Of, m-am săturat și de el! Vrum, vrum! Of, vreau jucării noi! Ce se întâmplă? Șt, mami, urăște zgomotele! Nu ai un buton de oprire sau ceva de genul? Bine, ia cheile de la mașină! E ok, du-te! Mă gândeam eu că o să meargă! O să fie atât de distractiv! Wow! E atât de lucioasă! Și e doar a mea! Nici măcar nu am carnet! Puneți-vă centura, o să mergem cu viteză! Siguranța contează! Să o facem! Vrum! Wow, sunt cea mai bună șoferiță din lume! Titit, dați-vă din calea mea! Titit! Wow! Bună! Ia uite ce mașină am eu! E uimitoare! Ești ok, scumpo? Ah, ok. Am înțeles. Ce mașină elegantă! Aș fi vrut să am o astfel de mașină. De-aș fi putut face ceva. Ha? Ce-i aia? E o mașinuță de jucărie? Cred că e ziua mea norocoasă! Pot să-i dau lui Annie? Dar trebuie să o conducă pe undeva. Știu ce să fac. Pune un tricou alb pe o suprafață plană. Folosește o carioca neagră ca să desenezi o linie curbată. Fă asta pe tot tricoul. Desenează o a doua linie creând un drum. Acum desenează marcajele de pe drum. După aceea începe să colorezi drumul. Vei să ocolești marcajele de pe drum? După ce ai terminat, ar trebui să obții așa ceva. E timpul să pornești motorul! Hei, Annie! Am ceva pentru tine! Dar asta nu e tot! Wow! Un drum! E uimitor! Vrum, vrum! E ca un mic masaj! E grozav, mamă! Asta e cea mai rapidă mașină din lume! Ia uite! Huh? Ups! E ok, scumpo! E doar o mică durere de spate! Ahem. E atât de umilitor! Ups! E deja dimineață? Trezire, doamnă! Scuze în privința florilor! În fine, cu ce ați dori să vă îmbrăcați? Nu știu! Cu niciuna dintre ele! Excelent, doamnă! Astea sunt frumoase! Nu! Oh, cât sclipici! Nu, nu plac! Poate mergem pe ceva mai simplu? Nu! Am nevoie de un job nou! Vin acum, doamnă! Aoleu! O să mă doară mai târziu! Astea sunt toate hainele din casă! Nu! Serios? Stați puțin! Poate merge să folosim ochelarii ăia VR! Trebuia să mă fi gândit la asta mai din timp! Nu vreau să joc nimic! Puneți-vă ochelarii! Cine a stins lumina? Stați așa! Oh, asta e elegantă! În sfârșit! Nu-mi place! Normal că nu! Astea sunt simpatice! Cum arăt? Superb! Mersi, poți să pleci acum, vreau să dorm! Poftim? E o glumă? Urăsc păcușul ăla! Of, sunt atât de obosită! Cred că trebuie să mă trezesc! Ce miroase așa? Ce scârbos! Eu eram! Cu ce să mă îmbrac azi? Doar atât? Asta e tot ce am? Un tricou? Și are o gaură? Trebuie să mă îmbrac cu ceva! Se pare că trebuie să mă mulțumesc cu asta! E atât de nedrept! Aș fi vrut să am o nouă garderobă! Ce-i aia? Hei, am uitat de treaba asta! Poate așa merge să-mi găsesc o nouă ținută! O să fie super!
E drăguță asta? Ceva un pic mai casual. Ce urmează? Oh, îmi stă bine în roșu! Ce păcat că n-am niciuna dintre hainele astea! Doar tricoul ăsta vechi! Știi ceva? Chiar e distractiv! Wow! Wow, mamă! Uită-te acolo! Ce e, scumpo? Uii! Sucul ăsta e bun! Ah, e gol! Trebuie să-mi iau altul! Să mergem, mamă! Ok, dar să ne grăbim! Ah, ce frumos e să stai jos și să te relaxezi! Sucul ăsta chiar e gol! Voiam să-l gust! N-are nimic, scumpo! Poate am cum să te ajut? Am niște apă! Apa e plictisitoare! Ah, ok! Știu! Am niște sirop de căpșune! Pot să-l pun în apă! Să nu vadă Annie! Cred că ajunge! Mamă, ce faci? Vreau suc! Am încercat! Viața e atât de crudă! Stai, cred că știu ce să fac! Pot să folosesc cutia asta de suc! O să o tai în două și apoi o să pun apa în interior! Annie nu o să afle niciodată! Eh, merge! Annie, ăsta e pentru tine! Serios? E grozav! Mersi, mamă! Nici o problemă, scumpo! Ador să am propria piscină! Uite-mă cum înot! Iu, ce greu a fost! Ar trebui să o iau mai ușurel! E atât de cald! Trebuie să mă răcoresc! Poftiți, doamnă! E o glumă? Ce e aia? E apă! Unchiule, avem o problemă! Vreau o băutură răcoritoare! Mă ocup! Nie-nie. Betty merită tot ce-i mai bun! Cel mai proaspăt suc de portocale! Imaginează-ți cum e să-i oferi apă! Stai liniștită, Betty! E ridicolă situația! Poftiți, doamnă! De ce a durat atât? O să-i spun mămicii mele! Servirea e groaznică! Deci, asta e casa mea! Wow, e imensă! Știu, stai jos! Wow, ai atât de multe jucării și mulți bani! Tu ce ai? Nu e ceva atât de impresionant! Asta e tot? Da, e maimuțica mea! Aoleu! Uite ce de genți! Ești atât de norocoasă! Sunt uimitoare! Wow! Da, am nevoie de o geantă nouă în fiecare zi! Vreau să mă uit mai atent! N-am mai văzut niciodată atât de multe genți! Sunt atât de frumoase! Oh, uită-te la asta! Ce faci? Nu te supăra! Dă-mi aia! E extrem de scumpă! Uite ce urme de degete! Eu am doar punga asta de plastic. N-am niciodată chestii drăguțe. Ah, oare ce-o fi în cutia aia? Unde te duci acum? Ia uite ce de chestii tari! Sunt doar niște gunoaie. Aș putea folosi cutia asta? Stai puțin! Ia uite ce ghiozdan nou am eu! Oh, l-ador! De unde l-ai luat? Îl vreau! Ia-l! Vai, e cel mai tare! E preferatul meu! Mersi mult! Poate vrei să facem un schimb? Trebuia să mă gândesc că e o șmecherie. Presupun că așa e corect. Dar nu sunt încântată. Poftim, poți o iei pe asta. Pe bune? Ia ta! Oricum, eu l-am pe ăsta. Nu încape pe raft? M-am răzgândit. Annie? Era chiar aici. Ești acolo! Nu merge! Mami! Ce s-a întâmplat, scumpule? Nu
nu pot să fac caca! Știu ce să fac! Trebuie să golesc toaleta asta. O să pun rolele astea micuțe de hârtie în vas și apoi le amestec. Adaug colorant alimentar și amestec până se combină. Acum pun totul pe bucată de carton. O să folosesc culori diferite. Wow! Arată uimitor! Când se usucă hârtia, se întărește. Ce zici? Oricum, camera asta avea nevoie de un tablou nou. Ăla arată mult mai bine. Wow! Ce tare e! Pot să fac și eu acea față? Wow! A mers! Am făcut caca! Bravo! Wow! Cartea asta e atât de captivantă! Bună, tati! Ți-am adus un pahar de suc! Ah, mersi, scumpo! E exact ce-mi trebuia! Ești cea mai tare! Ce norocos sunt! Ce poate fi mai bun de atât? Bună, tată! Asta e pentru tine! Ok... Sper să-ți placă! Sigur, ți se face sete când citești! Perfect! Ok, o să plec acum! Intenția contează! Unde rămăsesem? De ce am picioarele ude? Iar am făcut pipi pe mine? Stai puțin! E Gina! Auleu! Ce faci? Vreau să fac și ultima picătură! Încetează, te rog! E ok, mă descurc! Fiu, așa mai merge! Nu vrem să-l irosim! Bleh! Am băut așa ceva? Poftim! Nu, mersi! Dă-mi cârpa aia! Uită-te la ea! Urăsc să fac curat, dar e necesar. E dificil. Oh, un mesaj. Ce e? Salutare, norocoșilor! Mulțumesc că ați apăsat butonul ăla. Vi s-a întâmplat asta vreodată? Oh, suc! Preferatul meu! Nu! E inundație! Oh-oh! Vino aici! Cred că a fost prea mult. Nu putem permite să se întâmple asta. Dar e ok, avem obiectul ăsta. Hai să încercăm iar. Apasă-l. Pot să fac asta? Wow! Sucul iese din rățușcă. Și nu se varsă nimic. Curcubeu pe cerul gurii. Îmi place. E atât de simplu. E exact ce-mi trebuie. Stai, cât costă? O grămadă de bani. Nu cred că am atâția bani. Nu, a fost doar o iluzie. Unele lucruri nu sunt menite să se întâmple. Nu! Oprește-te, Gina! Dă-mi ăla! Ce s-a întâmplat? Mi-a venit o idee. Mai întâi pun un elefant din desenele animate pe pahar. Apoi o să pun înăuntru o sticlă goală de suc. O să fac o gaură în centrul elefantului și a sticlei. Acum pot să bag un pai prin gură. Încearcă-l! Ce palpitant! O să desfac dopul. Și băutura iese prin trompa elefantului. Uite, tată! Ăsta e pentru tine. Nu, mersi, sunt ok. Înseamnă că beau eu mai mult. Noroc! Ăsta e sucul din prosop, nu-i așa? Brusc nu mai e sete. Dar mersi oricum. E totul ok, micuțo? Încerc să-i piept părul păpușii mele, dar e atât de încălcit. E o adevărată problemă. Stai! Mi-a venit o idee. Tata are părul drăguț, dar o să-l fac și mai frumos. Hei, nu-mi atinge coama! Scuze, încercam doar să te ajut. Durează foarte mult să-mi fac părul așa. Atunci o să-i prind o agrafă. Ce se întâmplă acolo? Gina, încetează! Tata, nu-i amuzant! Se pare că trebuie să mă mulțumesc cu tine, păpușico! Tata-i răutăcios! M-a obosit cititul ăsta! Poate că trebuie să mă aștept puțin! Cred că o să-mi odihnesc ochii! O să visez la produse de păr luxoase! Asta e șansa mea, dar trebuie să fiu silențioasă! Nu te trezi, te rog! Hiu, a fost cât pe ce! Oh, serios? Wow, doarme buștean! Nu mă mai grăbesc! Hei, te prinde melodia asta! Uh-oh. Dăm tot fixativul! Ce vise ciudate are! Ok, să trecem la treabă! O să fie frumușel! Ce? Ce s-a întâmplat? Am avut un coșmar în care cineva își bătea joc de părul meu! Oh? Nu mi-amintesc să fi fost aici chestia asta! Ce se întâmplă? Nu, părul meu! Gina, tu ai fost? Nu, ea e inocența întruchipată. Stai, pe ce m-am așezat? Lână?
Auci! Și uite și andrelele! O să-mi ia o vânătaie! Ups! Hei, mi-a venit o idee! E exact ce-mi trebuia! Asta o să țină ocupată pe Gina! O să pun desenul pe o suprafață plană, apoi o să-l acopăr cu scoci! Uite așa! Acum trebuie să-l decupez! Am făcut găuri în zona părului. O să folosesc un nac ca să bag firele prin găuri. Fac asta până o să aibă un păr bogat. Wow! Arată grozav! Gina, ia uite ce am eu! Poți să te joci cu asta? Adio, păpușico! Ce interesantă e asta! Uite, îi pieptăm părul! Ce drăguț arată! Hai să-i punem niște agrafe! O să-i completeze look-ul! Ce frumoasă e! Are un păr aproape la fel de drăguț ca al meu! Pot oricând să-ți fac și ție o coafiură nouă? Nu, cred că o să-mi las părul așa cum e. Acum trebuie să trag un pui de somn. Ce cald e! Trebuie să mă răcoresc! Fă ceva, mamă! Nu pot să controlez vremea, Matthew! Vezi asta? Mă topesc! Hai să pornim ventilatorul! N-ar trebui să se învârtă? Mersi, aparat prost! E atât de frustrant! Măcar am băutura asta! Ce bună e! Hei, ai apă? Mami, îmi dai și mie? Ok! Nu a mai rămas multă! Wow! Ok, nu mă așteptam la asta! Ce bine e! Stai, unde dispare? Urăsc treaba asta! Nu e corect! Știu, scumpule! Ce e chestia aia? Mi-a venit o idee! Asta ar putea să ne ajute să ne răcorim! O să îndoi o bucată de hârtie! Vreau să pară că e comprimată! Acum o apăs pe mijloc și adun capetele ca să creez un evantai! Apoi iau o bucată de carton galben și lipesc marginile! Rulez cartonul peste un baton de adeziv! Pun evantaiul într-un capăt! Apoi înfășor mai mult carton peste el și lipesc! Trebuie să trag cartonul în jos! Acum lipesc o bucată de ață într-un capăt! O las să atârne și mai lipesc încă una pe partea cealaltă! Pot să bag evantaiul la loc în carton și să lipesc ațele pe exterior! O să acopăr zona asta cu un alt carton! Îl înfășor bine! O să lipesc niște aripi de fluturaș pe tub. Iar când trag cartonul în jos, iese evantaiul. Matthew, ia uite! Aș fi vrut să am și eu unul. Acum ai! Wow, e pentru mine? Mersi, mamă! Ia uite! Wow! E mult mai bine acum. Grozavă idee, mamă! Da, ce plăcut e! Stai puțin! Cred că știu de ce nu mergea ventilatorul. Ajută dacă îl bagi în priză! Căldura mi-a luat mințile! Hrănește-mă, hrănește-mă, hrănește-mă! Acum vine! Sper să-ți placă! Ce e asta? E o mâncare sănătoasă! Glumești! Urăsc legumele! Matthew, ce faci? De unde ai luat chipsurile alea? Poftim! De unde au apărut? Bine, o să mănânc legumele astea stupide! Mănâncă-le pe toate! Da, sigur! Am o idee mai bună! Am burgerul ăsta delicios! Unde te grăbești? Nu pot să mănânci așa ceva! Haide, măi! Vorbesc serios! Nu! Matthew, nu sunt bune pentru tine! Nu-mi pasă! Cred că știu ce să fac! O să dau legumele prin ou, apoi prin făină și iar prin ou. Apoi o să le prăjesc. Vreau să se facă aurii. O să le pun într-o căletușă colorată. Uite ce am pentru tine! Pui prăjit? Wow, mersi, mama! Așa da! Are un gust cam ciudat puiul ăsta, probabil că de la condimente, dar e bun! Chiar mănâncă? Ce mândră sunt! Pot să mănânc asta în fiecare zi? Normal! Și eu o să mănânc burgerul ăsta! Ai văzut meciul? Adică ce era în mintea lui? A fost jenant! Desenul ăsta e o capodoperă! Bună, tată! Ok, vorbim mai târziu! Salut! Ce conversație plăcută! Acum e timpul să citesc puțin! Am o idee! Telefonul tatălui meu! O să-l iau eu! Wow, mă simt ca o adultă! Stai, copilul ăsta poate să zboare? De ce nu merge? O să-l lovesc ca să văd dacă se repară! S-a întâmplat ceva!
O să-mi termin treaba. Ia-o pe asta! E distractiv! Tati, îți distrug telefonul! Super! Oh? Niciodată nu-i atent la mine! Gata! Vine! Auci! Gina, ce-a fost asta? Uite ce i-ai făcut telefonului meu! E distrus! Ce-a fost în mintea ta? Ups! Mi-a alunecat ciocanul! Acum ce mă fac? Îmi cumpăr un telefon nou, cred! E timpul să vând moștenirea de familie! S-a zis cu averea ta! I-am promis mamei că o să rămân în familie! Dar imaginează ce telefon nou o să am! E atât de frumos! Cui trebuie un inel idiot? Salut! Ce mai faci? Nu o să-ți vină să crezi ce s-a întâmplat! Oh, un telefon nou! Vorbim mai târziu, salut! Nu! Da, e inevitabil! Aoleu, cine ești? Nu se poate întâmpla asta! Știu ce să fac! O să pun bucata asta de burete în husa mea de telefon. O să o împing până jos. Apoi o să pun deasupra o imagine cu un ecran de telefon. Pare destul de convingător. Alo? Da? Telefonul ăla e al meu! O să-mi las telefonul aici. Sper să nu pățească nimic. Ia uite! E grosav! O să-l distrug! Nu ai cum să mă oprești telefonule! Merge! Alo? Trebuie să vorbesc în șoaptă! Sunt aproape gata de școală! Zi frumoasă, scumpa mea! Stai! Era să uit! În sfârșit a plecat! Acum mă pot schimba! Gata cu hainele plictisitoare! Ah, așa mai vii de acasă! Acum pot redeveni eu însămi! Îmi place mult nuanța asta de ruj! Lexi? Ah, mama! Există o explicație! Sper să fie bună! Stai! Cât e ceasul? E duminică! Pot să lenevesc în pat! Asta da viață! Nimic nu se compară cu o cafea matinală! Trebuie să mă apuc de vase! Îmi place melodia asta! De ce zgomot? La 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 la! Spăl vase duminica! E cea mai frumoasă zi a săptămânii! Nimic nu se compară cu vasele curate! Oprește-te! Stai, a funcționat cumva? Acum îmi pot face somnul de înfrumusețare! Ce spor am! E o zi perfectă pentru puțin DIY! Ia de aici! E metoda perfectă pentru a scăpa de stres! Nu funcționează! Trebuie să mă gândesc! Știu! De asta am nevoie! Sunt de neoprit! Sunt o mașină de găurit! Da! Serios? Chiar trebuie să fac asta acum? Ce urmează? Iuhu! Camera asta e perfect curată! Gata! Am terminat! Ce treabă bună am făcut! Fiu! Am transpirat! Am nevoie de un pui de somn! În sfârșit! Acum mă pot pregăti! Încetişor! Te rog! Nu te trezi! Încetişor! Am reușit! O să-mi iau cheile! Nu face mișcări bruște! Ups! Te rog, nu te trezi! Doarme ca un bebeluș! Trebuie să plec! Pa! Pleci undeva? Mama! Visezi! Dar cred că ai uitat ceva! Dar mama! Nu-mi place să învăț! Trebuie să plec la întâlnire! Abia aștept! A ajuns! Bună, dragule! Hei! Astea sunt pentru tine! El cine e? Mama!
Stai să-l analizez mai bine. Bună! Nu știe să se îmbrace. Mama, o faci de rușine! Stai! Florile astea arată cunoscut! Mi-ai distrus grădina! Dispar de aici! Ok. Putem avea întâlnirea și afară. Hai să mergem! Pa, mama! N-ar strica să-i supraveghez. Mersi pentru flori! Sunt foarte frumoase! Tu ești frumoasă! Aia e cumva mama ta? Nu, nu cred! Am o deghizare perfectă! Nu o să bănuiască că sunt aici! Ce fac acolo? Arăți extraordinar! Mulțumesc mult! Ești drăguț! Ce? Ce-a fost asta? Nu știu, dar a durut! O să mă prefac că tund copacul ăsta! Vai, cum arată frunzele astea! Ce rușine! Stai puțin! Nu-mi vine să cred! Mă simt super alături de tine! Nu te așeza prea confortabil, amice! Stau mult prea apropiați! Cine face curat în parcul ăsta? Arată oribil! E momentul perfect! Ba nu, nu e! E ceva în copac! Ce se întâmplă? Suntem plini de frunze! Văd perfect de aici! Auleu! Mama! Ce comod stau! Wow, ce tare! Lexi, uite ce am aici! Ce e? O petrecere în stilul anilor 80? Nu, nu e pentru mine! Hai, o să ne distrăm! Trebuie să ne pregătim! Cu ce ești îmbrăcată? Eu arăt bine! Cu ce ești nu îmbrăcată? Asta nu e stilul anilor 80! Arăt bine! Trebuie să te schimbi! Haide! Amețesc! Cum arăt? Așa mai vii de acasă! Mă simt ciudat! Arăți extraordinar! Dacă spui tu... Iuhu! Hai să dansăm! Chiar trebuie? Uite ce mișcări știu! Ce-i asta? Da! Măcar mama se distrează! Vino încoace! Relaxează-te! Distrează-te! Sigur! Știi ce? Nu e chiar așa rău! Așa, Lexi! E bine, mama? Ce seară genială! Sunt cel mai bun dansator de aici! Trebuia să fi fost acolo! A fost ireal! Trebuie să ne vedem mai des! Da! Hai să ne vedem la prânz! Am văzut o rochie super drăguță! Dar mama nu-mi dă cardul ei de credit! Stai! Te sun înapoi! Ce-i ăla? Ce se întâmplă? Am vedenit cumva? Mama? Nu poate fi real! O să fie îngrozitor! Nu-mi place deloc să calc haine! Ok! Să trecem la treabă! Nu e chiar așa greu de fapt! Merge chiar bine! Ok, am călcat ceva. Pare că nu se mai termină. Nu trebuie să fie șifonat. Nu mă pot opri. E ușor hipnotizant. Nu înțeleg de ce mamei îi place să calce. E super plictisitor. Ce de haine! Sunt aproape gata. Ok, cred că astea-s toate. Ultima! Credeam că l-am împăturit. Acum ce mă fac? Nu mai am timp! Vreau să-mi trimiți documentele în seara asta! Stai puțin! Ce s-a întâmplat aici? Bună, mama! Am călcat rufele, oarecum! Trebuie mereu să mă ocup de toate în casa asta! Ce dezordine! Un singur lucru te-am rugat să faci! Dă-te la o parte! O să le calc singură! Și încă am treabă! Ok! Mă ocup imediat! Nu, trimite-le acum! Le-am primit, mersi!
Cred că am terminat. Am nevoie de o cafea. Cum e posibil? E extraordinar! Wow! Hai să mergem, domnule unicorn. Nu am parașută. Ce se întâmplă aici? Lexi, ești trează? Aha, nu mă păcălești așa ușor. Îți știu toate trucurile. Nu mă poți păcăli. Lexi! Știu, așa o să-mi dau seama dacă te prefaci că dormi. Au! Am nevoie de lanternă. Mama? Ce faci? Eram sigură! De ce nu dormi? E ora de culcare, domnișoară! Treci la culcare imediat! Am nebunit! Mama? Sunt cu ochii pe tine, Lexi! Trebuie să mă mut singură! Wow, ce loc! Mă simt grozav! Ce-i asta? Dar ușa aia? Wow! N-ai face asta? Oh, da! Nu mă vei întrece niciodată! Picioarele astea sunt noi, dar sunt rapide! Nu prea cred! Ah, mișcă-te! Nu mă atinge! Nu mă atinge tu pe mine! Ce facem acum? Oh, e nașpa! Bună dimineața, Mia! Testul la mate azi? Habar n-am chestiile astea. Dar ok. Șt! Serios? O să aștept aici. Domnișoară Mia! Ura! Cine-i ăla? Ajutați-mă! Ha! Iau asta! Poftim! Iau pe asta! Oh, nu! Auci! Oh, nu! Mă răpește! Ok, ok, oprește-te! Doamne! Iu. Ok, pălăria, te rog! Am nevoie de ea pentru plajă! Oh, ai costumul meu de baie? Mulțumesc! Pentru băutura ta fructată, care vine chiar acum! Ok, poftim! Savurează-o! Oh! Mmm, delicioasă! Pa! Așteaptă-mă! Ok, ultima copiuță e gata! Oh, trebuie să notez asta! Bună, mama! Nu mă băga în seamă! Locul ăsta e o cocină de porci! Și ce sunt toate prostiile astea? N-am mai văzut așa ceva până acum! Scrisul e minuscul! Nu ne trebuie foițele astea care zac pe aici! Mamă, ce faci? Nu mai pot să citesc chestia asta acum! E murdară! Incredibil! Scumpo, pot rezolva asta? Mai aveți câteva minute, dragilor? Aproape ați terminat? Bună, nu mă băga în seamă! Aha! Fac curat pe aici! Hei, ai grijă cu peria aia! Ești interesată? Stai, mamă! Exact! Bine, apleacă-te puțin! Da, perfect! Nu te mișca prea repede, o să mă descurc de minune! Am rezolvat numărul 5! Oh, uite ce mizerie e! Când au făcut curat ultima dată aici? Mama femeie de serviciu la datorie! Acuși locul ăsta o să fie impecabil! Ah, stai! Da! Ce se întâmplă? Stai, nu te mișca! Oh, nu! În niciun caz! Huh? Oh, eu am... Nu mai trebuie să-ți verific testul! Ți-am dat deja un 4! Oh, am încercat! Ce porcărie! Urăsc să fiu săracă! Ah, e cel mai plictisitor weekend din lume! Cine a lăsat cartonul ăsta la gunoi? Pun pariu că mi-e util! Să vedem! Cred că e bun locul ăsta, trebuie doar să-l deschid puțin. Bun, acum ce fac? Ah,
Nu plec niciodată de acasă fără cutterul meu! Ce bine că e foarte ascuțit! Și ce fac acum? Ce prostuțe sunt! Am nevoie de partea asta! După ce am tăiat aici, pot deschide așa cartonul! Și încap perfect aici! Dar soarele ăsta e destul de puternic! Un acoperiș bun e soluția ideală! Cu niște scoci, evident! Sper că ăsta e suficient de puternic! O altă culoare o să arate bine aici! Și aici! Observ deja designul! Gata! Am terminat! Propria mea căsuță! Nu-i așa că e adorabilă? Să vedem! Ce? Oh, nu! Te rog, nu ploua, te rog, nu ploua, te rog! Efectiv, n-am niciun moment de liniște! Ava! Ava? Ava! Oh, ține-te bine, scumpo! Vine mama! Mai rezistă un pic! Gata, poftim! Mulțumesc mult, mama! E frig afară! Aproape am reușit! Navigatul pe internet e obositor. În fine, o să citesc ca pe vremuri. Stai! Asta e cu susul în jos? Nu-mi dau seama. Mă dau bătută! Alo? Poftim! Două din trei? Ai câștigat! Aha! Mai bine? Wow, ești rapidă! Așa! Ups! Hei, acum chiar e pe bune? Stai, trebuie să-mi verific Instagramul. Bine, m-am plictisit. Papionul meu! Nu-i ok? Mai am scheme de astea. Ce lenjerie intimă haioasă! Ok, nu putem da greș cu asta. Dacă mă gândesc mai bine... E sufocant aici. Ploaia de bani mă răcorește mereu. Când am mâncat ultima oară? Majordom? Vai! Da? Sau nu? Nu, pa! Domnișoară? Ce avem aici? Ouă fierbinți? Aha! Ce zici de un nu? E prea cald pentru ele! Ok, așteaptă! Știu! Stai așa! E răcoare azi aici? Ce e sunetul ăsta? Ha? Nu mă răni! Papa! Acesta a fost ales cu grijă! Acolo! Cum spui tu? E o frumusețe, nu-i așa? Presupun! Ok! Grozav sos! Mă rog, totuși, ce-l înăuntru? Nu se poate! Genial! Ciocolata mea preferată e aici! În sfârșit, un ou care-mi place! El o să fie ok! Mamă, îmi ghiorță, e rău stomacul! Să mă gândesc! Stai puțin, am niște ouă proaspete aici! Nu-i așa că arată grozav? Chiar că... mamă, nu! Stai! Oul! Uite-l cum se duce! L-am prins! L-am prins! Eu am îmbătrânit cu 10 ani! Îți vine să crezi? Nu are nici măcar o zgârietură! Hei, știu! Trebuia să-mi iau o geacă! Brrr, super fric! Oh, nu! Nu oul! Frate! Ești rece ca gheața! Dar am salvat oul! E înghețat, așa că nu se va sparge, vezi? Poți să-l decojești! Vezi? E solid! Ca și cum ar fi fiert tare, dar nu e! Tai el cu un cuțit ascuțit! Ai grijă la degete! Pune feliuțele așa într-o tigaie!
Nu-ți face griji, nu vor rămâne crude! Un mic foc încinge imediat tigaia. Uite-le cum se gătesc! Zici că sunt niște ouă în miniatură! Sunt gata! Bine! Stai să gust și eu! Ce m-aș face fără tine? Mersi, mamă! Bună! Wow, bună, sclipici! Intră! Scuze! O seară plăcută! Hei! Și eu? Nu e corect! Sunt atât de neîngrijită! Hei! Unde ai găsit chestia asta? Mă simt cam prost! Dar cred că știu cum să te ajut! Vezi aceia? Ăștia? O să te uimesc! Aranjăm și înnodăm puțin sacii și am obținut o rochie! Wow! O ador! Dar nu vrem să miroșe cu noi! Parfumul ăsta e preferatul meu! Să încercăm din nou! Poate intra și prietena mea cea mai bună? Port o rochie! Ok, intrați! Distracție plăcută, fetelor! N-am mai fost niciodată într-un loc ca ăsta! Cine ar fi crezut că plasticul e la modă? Mă simt de milioane! Ce zi! Dar o să-mi băt bebelușul azi! Bună! Tu trebuie să fii Lexi! Bună! Doctor frumușel, presupun! Așa-mi spune mama! Înțeleg de ce! Să începem! Relaxează-te! Nu o să dureze mult! Un scanner în formă de diamant! Uite-ți bebelușul! Totul arată bine! Stai! Nu! Nu se poate! Nu-mi vine să cred! Este foarte supărător! Unde sunt inelele? Bebelușul meu are nevoie de inele! Despre ce vorbești? Hei! Merită să încerc! Poftim! Nu-mi vine să cred că a mers! Ești mulțumit acum? Fiu! Ce ușurare! Vreau ca puiul meu să aibă tot ce-i mai bun în viață! E timpul să fac ecografia! Ei bine, ce avem noi aici? Fă-te comodă! Ești pe mâini bune! Dacă zici tu! Hai să terminăm mai repede! Aia e! O pompă de desfundat toaleta? Stai liniștită, am curățat-o după ce am desfundat toaleta! Dar bine, o să-l folosesc pe ăsta! Ești mulțumită acum? Ce avem aici? E ceva nou, dar n-ai de ce să-ți faci griji! Hei, uită-te acolo! Poftim? Ce e? Nu merge! E timpul să fiu inventiv! Mama mi-a spus mereu că sunt un pictor bun! Planul ăsta n-are cum să dea greș! Doamnă, ăsta e copilul tău! Are ochii tăi! Îți bagi joc de mine? Sper că e o glumă! Ce fel de doctor ești tu? Vreau a doua opinie! Căpșună! Am și eu una! Cât de palpitant! E timpul să-i dezvăluim sexul! Amacul, acoperă-ți urechile! Am confetii în gură! Poftim? Nu! E fetiță! Sunt atât de bucuros! O să avem o mică prințesă! Vă iubesc enorm pe amândouă! Sunt tare fericită! E timpul să aflăm dacă e băiat sau fată! Am adus sacul de gunoi! Smargel! Acum! L-ai luat din tomberon? Ups! Trebuia să fie unul gol? Da, evident! Ok, știu ce fac acum! Sper! Dubla a doua! Mă dezamăgești! Rupel! Uhu! O fetiță! Vino aici, scumpo! Să înceapă petrecerea! Uite ce de mâncare! E ziua mea norocoasă! E un festin? Cu ce să încep? Poate cu o brioșă? Oprește-te! Ce faci? Nu poți să mănânci așa ceva! Totul e fals! Adică, e evident! Chiar nu ți-ai dat seama? Știi, acum că mi-ai atras atenția, adică ar fi avut același gust ca mâncarea gătită de tine! Știam eu că e prea frumos să fie adevărat! Totuși, arată destul de convingător! Sunt pentru o poză! Bună idee! Zâmbește! E reușită! Încadrează toată mâncarea! Prietenii noștri o să fie foarte invidioși! Cred că am pregătit tot ce trebuie! Totul arată delicios! Și uite ce de cadouri! Oamenii sunt atât de amabili! Oare ce-o fi aici? Și uite! Auriu! Mă cunosc atât de bine! Stai puțin! Ce e ăla? E atât de mic! Cred că e o glumă! Adică, sper să fie! Nu respectă dimensiunile mele de cadou! Uită-te la el! Nu pot să cred că cineva ar fi atât de insensibil! Cine ar face așa ceva?
Auci, noapte bună! Ce altceva mai avem? Oh, brioșe! Fix ce le trebuie mămicii și copilașului! O să savurez! Miam, 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 miam! Mi s-a făcut zete de la cât am petrecut! O să beau un pahar cu suc de... Oh! N-a ieșit conform planului! Ce prostut sunt! Oh, aproape că uitasem! Am un cadou pentru tine! Sper să-ți placă! Poftim, scumpo! Deschide-l! Ah, nu trebuia! Ce e? Multe cartoane? Nu trebuia, pe bune! Wow! Le-am ales singur! Stai să-ți arăt! Ah, ok! Uite, e un pat pentru bebeluși! O să fie confortabil! E perfect! Știam eu că o să-ți placă! Mulțumesc, scumpule! Ce zi! Magazinul de dulciuri a fost genial! Nu mai am nevoie de încălțările astea sport! Vreau să mă distrez! Iuhu! Ce tare! Aș putea face asta toată ziua! Am mâncat o tonă de dulciuri și nimic nu mă poate opri! Încep să amețesc și e genial! Domnișoară, șosete? Serios? Aici se poartă papuci de casă! Nu, nu-mi plac! Insist! Mai întâi trebuie să mă prins! Pa! Domnișoară, opriți-vă, vă rog! Na, na, trimiși prea încet! Ce distractiv a fost! Ok, acum mă poți încălța! În sfârșit! Ce e? Mirosul e copleșitor! Poftim, l-am spălat săptămâna trecută! Nu miros așa rău, nu? O să le miros rapid! Ok, miros oribil, dar le pot folosi la altceva! O să întind șoseta pe orizontală, apoi o să-i leg un fir de tricotat deasupra gleznei! O să-l strâng bine! Vreau să fac un nod intens! Acum o să tai partea de jos a șosetei! O să-i fac o farsă majordomului cu ea mai târziu! Apoi o să rulez șoseta spre exterior! Perfect! O să umplu cu orez! Vreau să umplu aproape până sus! Apoi o să desfac și o să leg iar cu un fir de tricotat! Nu vreau să iasă orezul din ea! E perfect! O să leg altă bucată de fir de tricotat la mijloc! Și o să folosesc altă șosetă pe post de căciulă! Apoi o să-i lipesc niște ochi! O să-i lipesc margele în loc de nas și nasturi! Omul ăsta de zăpadă pare înfrigurat, deci o să-i fac cu eșarpă, ca să nu-i fie frig! Hei, trezirea! Iuhu! Am capul vraiște de la șosete! Ți-am făcut ceva! Sper să-ți placă! Wow, ce tare! E drăguț, nu-i așa? E adorabil! Îmi place foarte mult! Am și eu unul! Ah, sunt prieteni! Mersi, Olivia! Stai, a ce miroase? Șosetele, trebuie să le dau foc! Vreau să am dinți strălucitori! E mentolată! Oul dumneavoastră, domnișoară, e proaspăt! Ce vrei să fac cu ăsta? Deci nu vă plac ouăle? Scumpa mea, ești bine? Fă ceva! E doar un ou! O să termin cu asta dentară! La masă, ce scârbos! Dar mi-a venit o idee! Fiți atente! O să fac un nod în ața dentară și, înainte de a o strânge, o să bag o scobitoare! O să bag scobitoarea în ou! Apoi o să-l tai cu ața dentară! O să o mișc în zigzag! O să desfac oul cu grijă! Gata! Cred că așa o să vi se pară mai apetisant! Oh, ce bine arată! Vreau să gust! Îmi place! Mă bucur, scumpa mea! Acum, o liniște! Mami face shopping online! Sos de ciocolată! Mai lipsesc doar niște bezele moi! Ce bune sunt! Vedeți ce face, nu? Asta da mic dejun! Hei, dă-mi-le înapoi! Știu ce fac! Am nevoie de un vas mare de sticlă! O să-l acopăr cu biscuiți pe fund! Deasupra o să adaug sos de ciocolată! Apoi o să pun bezele moi! Și o să mai pun sos de ciocolată! Niciodată nu poți avea prea mult! Apoi o să mai adaug biscuiți deasupra! O să dau totul la rece 10 minute! S-au răcit bine! Apoi o să le dau prin aluat de clătite! Vreau să le acopăr complet! Și apoi o să le prăjesc! Ai grijă! Uleiul frige! Când devin aurii, le scot din ulei! Următorul fel e gata, doamnelor! E dulce, crocant și lipicios! Wow! Ăsta e genul meu de mâncare! O să gust! Ce delicios e! O să gust și eu! Adio, dietă! Dar merită! Pot mereu să-mi fac liposucție! Știu un doctor bun! Și evident, o să mănânc și eu unul! E perfect! Așa e! Uite cum arată!
Poți găti asta mai des! Complimente bucătarului!